Prima pe listă este Olga. Olga este psiholog de formare și, după cum vedeți, cu toate că are o problemă de sănătate, a depus, depune și va depune în continuare foarte mult efort ca să fie la înălțimea care și-a propus-o ea. Noi, ceilalți, dacă am lucrat atâta cât lucrează persoanele cu necesități speciale, în special femeile care au necesități speciale, noi am fi o societate foarte și foarte dezvoltată. După cum cunoașteți, Partidul Verde Ecologist și-a deschis lista sa pentru societatea civilă. Noi am avut un demers către întreaga societate ca cei care își doresc să aibă un cuvânt dispus în politicul Republicii Moldova pe viitor, dar nu doresc să adere la o formațiune politică, să studieze foarte bine ce ne propunem noi și să vină lângă noi, să luptăm împreună. Unul din cei care a acceptat și a venit în familia noastră sau pe lista noastră verde, ecologiste, este Oleg Brega, cel care eu am spus și o voi spune. Din punctul meu de vedere, este omul pe care îl dorim atunci când avem nevoi, probleme, să fie lângă noi, dar de care așa ne străduim să ne dăm mai într-o parte atunci când totul e bine, când totul e uns cu unt, fiindcă pare a fi prea corect, prea direct, și dar este așa sau nu? Oleg, te rog la microfonul liber, da? Numai că nu e în parcul din Chișinău, dar aici la Centru Central. Mulțumesc! Multă lume, tineretul mai ales, mă cunoaște după strigătele Poliția! Poliția! Sau că vreau să mă exprim și nu mă lasă! Mai ales cei care mă urmăresc pe internet. Unii care mă știu de la radio, de la televizor, mă asociază cu numele Inamicul Public sau cu Hyde Park. Tot un fel de microfon de liberă exprimare, încă cu vreo 20 de ani în urmă îl făceam la posturi publice. Acum sunt activist de drepturile omului. Vreau ca în această echipă, care iată m-a găzduit, m-a primit, chiar dacă sunt de altă culoare cum ar veni, mă acceptă așa cum sunt, vreau să apăr și să reprezint drepturile omului, diversitatea. Cred că e timpul ca despre drepturile omului să vorbească nu doar la universitate și nu doar în organizații internaționale, și nu doar la CEDO, unde Moldova pierde periodic o dată pe lună câte un dosar pentru încălcarea drepturilor fundamentale, ci despre drepturile omului să se vorbească în familie, la grădiniță, la școală, la televizor, în parlament, la poliție și în instanțele de judecată, să fie atât de bună justiția încât să nu mai ajungă dosare la CEDO, pentru care, iată, nu răspunde nimeni în mod individual, ci plătim din bugetul public mii de euro. Sau ieri Curtea Supremă de Justiție a pronunțat un dosar în cazul Gemeni. 2 milioane trebuie să plătim că s-a încălcat drepturile cuiva la proprietate. Vin ca să veghez drepturile omului, vreau să fiu un fel de avocat al poporului în Parlament. Cred că așa trebuie să fie un parlamentar, accesibil pentru cetățeni, deschis la problemele reale, să asiste la proteste, să asiste la ședință de judecată, să fie disponibil pe rețele sociale și la telefon, ca acolo în Parlament să-i poată reprezenta pe acești oameni simpli de rând, nu cum avem acum parlamentari milionari care nu ies din Porsche sau ce alte mărci de mașini scumpe reușesc să-și procure din ajutorul de la părinți sau cum zic ei de fiecare dată, că nu, că nu-s banii lor, că salariul de parlamentar nu-i foarte mare. Deci vin să apăr drepturile inclusiv a celor din pușcării, care săracii, unii pe nedrept, vreo jumătate poate din deținuți stau condamnați pe nedrept și sunt ținuți în condiții inumane, degradante, oricare dintre ei, dacă s-ar plânge, ar putea să învingă Moldova la CEDO. Cred că trebuie să facem pușcării civilizate, ca omul de acolo să iasă cu înțelegere că a fost pedepsit pentru o încălcare, nu să iasă înrăit pe societate, mai periculos decât atunci când a fost arestat înainte să-și spășească pedeapsa. Deci de la aceste drepturi elementare pornește statul de drept. Dacă nu avem dreptate, dacă nu avem inclusiv drepturi sociale, nu doar din astea, civile, libertate de exprimare, drept la întrunire, dar și drepturi sociale, dreptul la un acoperiș deasupra capului, dreptul la un minim garantat din care se poți trăi, indiferent dacă ai salariu sau pensie, dar să nu mori de foame sau să iei credite ca să plătești serviciile comunale.
Aceste drepturi vreau să le apăr în Parlament. Sper că o să ne votați. Sunt cu verzii ecologiști, cu simbolul floarea soarelui sau răsărita, sunflower, sau cum îi zice în italiană, girasole. Găsiți-ne pe buletinul de vot în partea a doua, la coadă, și faceți-ne să ajungem cei din tâi, să aducem prospețime în viața politică. Votați Partidul Verde Ecologist dacă vreți să-l ajutați și pe Brega și pe alții ca el, curajoși, temerari, principiali și cinstiți, să ajungă în Parlament. Dacă nu, o să aveți în continuare aceeași clasă politică care una spune în campanie electorală și alta vă face după aceea în 4 ani. Bravo! Deci noi pentru justiție, pentru drepturile omului, mergem cu sloganul Verde pentru sănătate și viitor!